Fructele mâniei de John Steinbeck. Este considerată de mulți ca fiind principala lui operă. Sincer, mie îmi plac mai mult Tortilla Flat, Strada Sardinelor și Gioia Dulce. Vi le recomand. Seamănă foarte mult personaje din ele cu cele din vamă. Scrisă în perioada interbelică, Fructele mâniei, are ca principale personaje o familie din Oklahoma forțată de secetă să plece de acolo. Banca le-a luat pământul, erau fermieri și pleacă spre California, de unde vin tot felul de povești că lucrurile stau foarte bine economic și că este nevoie de forță de muncă. Pe drum, aceste povești încep să capete o altă fațetă. Mulți se întorc din California și spun că de fapt nu este un rai acolo, ci este chiar de-a dreptul iad. Și când vor ajunge, își vor da seama că sunt prea mulți noi veniți, cei care erau deja californieni îi privesc foarte urât, deoarece salariile au scăzut foarte mult datorită excesului de forță de muncă ieftină și sunt tot felul de probleme economice. Cartea începe cu Tom, care de-abia ce a ieșit din închisoare și se duce spre casă. Pe drum se întâlnește cu un fost predicator care și-a pierdut credința. De fapt, cele două personaje, Tom și fostul predicator, sunt cele în jurul cărora se desfășoară atât acțiunea cât și luptele sufletești ale personajelor. Foarte interesant din acest punct de vedere, Steinbeck este absolut extraordinar în a crea personaje și atmosfera. Atmosfera este incredibilă. Este cea a marii crize economice din perioada interbelică din America. O să vedeți cum familia pleacă din Oklahoma cu un camion improvizat făcut dintr-o mașină. Deja din prima zi după plecare, bunicul familiei moare, el nu poate să se despartă de pământul pe care îl lăsa în spate. După aceea moare și bunica. O parte din familie pleacă, fuge, dar chiar dacă patriarhul familiei cedează nervos, mama familiei, ca să spun așa, este cea care duce mai departe familia și face orice ca să o țină în continuare unită. Dacă va reuși acest lucru, veți vedea în carte. Sunt multe aspecte foarte interesante în carte. Lupta cu viața acestor oameni, legăturile dintre ei, modul cum evoluează. De exemplu, una dintre fiicele familiei era foarte veselă, foarte, așa ca o adolescentă, plină de viață și cum ajunge ea de-a lungul cărții, o femeie matură și cu reușit să facă față vieții. O să găsiți, da, este destul de tristă, este o dramă. O să găsiți foarte multe lucruri interesante și John Steinbeck este unul dintre cei mai extraordinari scritori. Dacă vă place, vă recomand o altă carte de el, mai scurtă, dar care mie mi-a plăcut mai mult decât aceasta. John Steinbeck, Pășunile Raiului.